viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, într-o miercuri pe 25. Atenție, patron de firme, plătiți-vă astăzi impozitele. Asta e o veste de început de emisiune. Așa, începem emisiunea noastră de astăzi spunând, prin a vă spune că astăzi avem reprezentanții PNL în emisiune și nu ne-am întâlnit de mult. Săptămâna trecută am oprit emisiunile de acest gen și pentru că am zis că tragedia de la spital era prea aproape de noi și pentru că de atunci nu ne-am mai văzut, o să-i rog pe cei doi invitați, când, după ce îi prezint, să se refere în câteva cuvinte și la ce s-a întâmplat acolo și cum au văzut ei această tragedie. Deci, în emisiune, domnul Eugen Țapu Nazare, senator PNL și candidat pentru funcția de senator pe lista Partidului în Neamț. Bună dimineața! Partidului Național Liberal. Partidului Național Liberal, evident. Bună dimineața dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație și bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc. Rolul unui candidat este să fie atent la nuanțe. Sunt atent. Alături de domnia sa, primarul municipiului Piatra Neamț și președintele organizației Piatra Neamț, domnul Andrei Carabelea, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație, salut pe toți telespectatorii, pe toți cei care ne urmăresc. Domnul Eugen, permiteți-mi, pentru că nu am mai fost după tragedia de la Spitalul Județean la nicio emisiune, sunteți prima emisiune la care vin, să le transmit și eu, în primul rând, condoleanțe familiilor tuturor victimelor din Spitalul Județean. În al doilea rând, vreau să spun că cei care fac ancheta au obligația să descopere absolut toți vinovații de această tragedie uriașă de la Spitalul Județean. Și aici o să mă refer doar la vinovatul moral, cel puțin moral, care este președintele Consiliului Județean Arsene. Și când mă refer, mă refer cu documente. Pentru că în urma unei audiențe în anul 2018, pe care am acordat-o șefei de sindicat de la Spitalul Județean, în urma mesajelor dumneavoastră din presă, m-am dus personal și am vrut să văd cu ochii mei ce se întâmplă în Spitalul Județean și am constatat un dezastru total. Și dumneavoastră în mass media și șefa de sindicat aveați perfectă dreptate. Și am început să fac niște interpelări și întrebări. Prima este din anul 2018, din luna mai, referitoare la Ministerul Sănătății, condus de colega lui Arsene, doamna Pinte, aia cu șpaga prinsă în direct. Prima este despre cum funcționează programul de construcție al celor 8 spitale regionale și a Spitalului Național de la București. Am primit un răspuns super alambicat și evident rezultatul știm cu toții, s-au construit zero spitale. A doua interpelare se referă chiar la Spitalul Județean și dă-mi te rog dosarul ăla, mi-ai dat altceva. Da, și suntem în direct, deci nu e niciun fel de dar problemă. Nu contează, da. Mi-a dat altceva. Și se referă la situația dezastroasă din Spitalul Județean Neamț, constatată de mine personal, în urma căreia, în urma audienței pe care am acordat-o șefei de sindicat și în urma informațiilor din presă, în urma căreia am făcut o interpelare în luna februarie 2019 și am primit un răspuns, mă rog, că de la Ministerul Sănătății, că ei n-au nicio treabă, treaba e a Consiliului Județean, singura lor
problemă este cu programele naționale. Da. Da? Și aici am exact întrebarea, răspunsul, interpelarea, răspunsul și a treia interpelare, unde este clar negru pe alb că toată responsabilitatea a Consiliului Județean și o să citez din, din răspuns. În cazul Spitalului Județean de Urgență Neamț, ansamblul de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății a fost transferat în anul 2010 administrației publice locale. Și este și normal acest lucru pentru că Consiliul Județean și-a numit Consiliul de Administrație și directorii spitalului. Ei, în urma acestor interpelări, Ministerul Sănătății ne-a spus, domnule, noi practic au trimis corpul de control în Crucișa de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui, au constatat o serie întreagă de neregularități, de ilegalități în care funcționa spitalul și mi-au spus că nu mai au altă competență decât să trimită la autoritatea tutelară, adică la Consiliul Județean, rezultatul corpului de control și Consiliul Județean să ia aceste măsuri. Ce a făcut Consiliul Județean, știm cu toții. Mai nimic. Vă spun eu, după control, managerul de atunci, domnul Codruț Munteanu, a încercat niște lucruri, s-au întâmplat niște lucruri. Mai mult. Și-a dat demisia și-a plecat. Eu știu și motivele, pentru că în urma interpelărilor și a răspunsurilor am fost și ne-am întâlnit. În primul rând l-am invitat pe domnul Codruț Munteanu la o discuție, la o cafea. Omul a venit, am stat de vorbă, după aia am mers cu colegii mei, cu domnul deputat Cosman Ciuc și cu vreo 5 sau 6 consilieri județeni la spitalul, la domnul Munteanu în birou și acolo ne-a povestit o grămadă de lucruri și motivul demisiei domniei sale, pentru că nu a fost de acord cu anumite achiziții și pentru că a fost făcut sandwich, ca să spunem lucrurilor pe nume, între Consiliul de Administrație și Consiliul Județean. Că asta e realitatea. Asta a fost motivația lui Codruț Munteanu. Da, știu, am avut discuții personale. Și atunci, de aia vă spun clar, nu vreau să politizez subiectul, dar întotdeauna, în urma unei astfel de tragedii, există vinovați. Iar vinovat, cel puțin moral în opinia mea, dacă nu mai e mult, este președintele Consiliului Județean Neamț, Arsene, care a avut acest spital în administrare și nu, cum spune domnia sa, probabil că nici nu-și cunoaște atribuțiunile de serviciu, da? 4 ani și jumătate. Am înțeles. Despre asta e vorba, din punctul meu de vedere. Domnul Carabelea, în seara aceea teribilă, ne-am întâlnit prin zona spitalului. De atunci până acum ați avut, vorbesc instituțional, vreo discuție cu, știu eu, președintele Consiliului Județean, cu, nu știu, în care să se spune, domne, uite, poate și primăria vine să ne ajute cu ceva sau se implică cu ceva. De atunci și până acum am luat eu știu ce ați făcut dumneavoastră. Eu știu ce ați făcut dumneavoastră. Vă rog să le spuneți, dar pe mine mă interesa și asta, dacă de acolo a venit vreo sugestie. Nu știu, eu sunt un om sincer și am să vă spun singurul semnal pe care l-am primit din partea președintelui Consiliului Județean e următorul. Acum 2 zile au venit 2 doamne de la București pentru că s-au implicat și vor să se implice în găsirea unor soluții pentru rapide pentru Spitalul Județean Neamț. Eu le-am contactat încă de săptămâna trecută, tocmai pentru că știu că au trecut printr-o serie de provocări și cunosc anumite mecanisme pe care eu încă nu am de unde să le știu în ceea ce privește construcția unui spital nou. Am vrut să le cer puțin sprijin în sensul demarării unui proces rapid în perspectiva unui spital nou în municipiul Piatra Neamț. Prin urmare, aveau numărul meu, eram în contact și m-au contactat acum 2 zile
Să mă întrebe, domnule, e adevărat că dumneavoastră veți pune piedici președintelui Consiliului Județean să facă un spital modular la Piatra Neamț? Doamne ferește, știți bine că nu este așa, dimpotrivă. Vom face tot ce putem să sprijinim, Doamne ferește, să încurcăm. Prin urmare, este singurul semnal pe care l-am primit și vreau să să precizez tuturor oamenilor politici din județul Neamț că pun înaintea oricărui interes de partid, personal, de grup și așa mai departe, interesul comunității. Este rolul nostru, al tuturor liderilor politici, să vadă asta în primul rând. Prin urmare, apelul meu către domnul Arsene este să lase jocurile politice și genul acesta de dezinformări, pentru că nu este nici vorba de vreo piedică pusă de mine personal sau de instituția pe care o coordonez, oricărui demers care vizează binele comunității, mai ales sănătatea și siguranța publică. Bun, acum să vorbim despre ce ați făcut dumneavoastră. Că ați spus că ați făcut trei lucruri. În primul rând, am fost alături de familiile victimelor. Am fost acolo, am simțit mirosul fumului amestecat cu mirosul de medicamente, am văzut și am simțit tragedia și nenorocirea pe viu. Chiar în zona unde a izbucnit focul, în cele două saloane, am văzut pacienții, am văzut panica medicilor, furia unor medici, pentru că chiar am auzit o remarcă, ardem ca șobolanii aici. Un medic extrem de revoltat care, trântind ușa, a exclamat asta. Asta este situația în care ținem noi sistemul medical. Și când mă refer la noi, mă includ aici doar pentru a arăta că sunt dispus să fac tot ce se poate pentru a evita genul acesta de tragedii în continuare. Să nu se mai întâmple așa ceva în județul Neamț, în Piatra Neamț, în România. Am propus ajutoare de urgență care să ajute cumva, să compenseze cumva, evident că nu se poate, dar o formă minimă de a arăta empatie și susținere pentru familiile care au pierdut membrii dragi. Am propus în Consiliul Local, într-o ședință extraordinară, două proiecte. Pe de o parte, pentru ajutorarea familiilor, celor patru familii din Piatra Neamț care au pierdut membrii, și acordarea titlului de cetățean de onoare medicului erou, pentru sănătatea căruia ne rugăm și alături de care suntem. De asemenea, am contactat și operatori economici care și-au arătat deschiderea și susținerea pentru a reuși să ajutăm și familiile care nu sunt din Piatra Neamț, pentru că nu aveam absolut nicio posibilitate de a ajuta financiar de la bugetul local celelalte patru familii și am găsit deschidere de la companii să vină în sprijinul lor. Pe altă direcție, cu impact pe termen mediu și lung, pentru că nu se poate dintr-o dată, oricât de mult mi-aș dori asta, am demarat discuții și adrese oficiale și telefoane la nivel înalt pentru a găsi soluții să avem rapid un spital municipal, un spital nou în municipiul Piatra Neamț. Și? Da. Ce? Nu o să credeți, dar în momentul de față, municipiul Piatra Neamț nu are un teren care să se preteze pentru astfel de investiție. Și aici n-am să zic de ce, pentru că, din păcate, n-am să pot explica eu asta. Însă mă orientez mai degrabă pe soluții decât pe a acuza și a... Am înțeles, numai că cei care ar trebui să răspundă la întrebarea asta trebuiau să răspundă la de mai demult. Așa este, aveți dreptate dacă îmi dați voie. Uitați, eu am reclamat multe probleme, inclusiv la secția ATI, în interpelarea din 18 februarie 2019. Da? Și aici... Pe lângă alte probleme, că nu existau nici măcar mânuși de protecție, lenjeria paturilor era distrusă total, niște cearșafuri rupte, mizerabile, din
multiple cauze, știți cu ce spală lenjeria la spital, cu mașini de spălat de astea domestice. Adică e total ilegal. Că asta au achiziționat. Nu avem timp să vă citesc. Dar nu există brancardier pe secția ATI, am reclamat, da? După aia am reclamat că, deși normele sunt clare, câte asistente trebuie să fie, un asistent la 3 bolnavi, în realitate e un asistent la 8 bolnavi, la fel la medici. Sunt 2 medici la o grămadă de bolnavi. Și în urma interpelării și multe altele, cum cară mâncarea în găleț prin curtea spitalului și multe, multe alte nereguli pe care le-am sesizat. Răspunsul Ministerului Sănătății, a doamnei Pintea, colega de partid al lui Arsene. O echipă din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică s-a prezentat în ziua de 1-3 la conducerea administrativă a unității sanitare, aducând la cunoștință cele sesizate. Împreună cu doamna doctor, nu mai intru în detalii. Ce a constatat? Sunt normate un număr de 24 de posturi de medici, aprobate 14 posturi, în statul de funcții, fiind ocupate 11 posturi, din care 2 medici rezidenți, iar vacante sunt un număr de 3 posturi. Alt personal superior... Domnul Țapă, vă spun eu cum e. Adică, ascultați-mă ce vă adică mi-au dat dreptate. Dumneavoastră ați reclamat ceva, da? Și ați spus, bă, nu e aia, nu e aia, nu e aia. Răspunsul, deci dumneavoastră ați reclamat mere. Și ei v-au răspuns, compot. Adică, este aia, este aia, este aia. N-au răspuns la fondul problemei. N-au răspuns, adică, aveți lipsesc, dreptate. Lipsesc... infirmieri, lipsesc medici, lipsesc combinezoane, lipsesc nu știu ce. Nu, ei au spus, avem atâta, atâta și atâta. Adică corect. Este un răspuns tipic pentru o administrație birocratizată și de multe ori ticăloasă. Aveți perfectă dreptate, așa este. Problema e că au recunoscut inclusiv ei că nu există personalul medical angajat atâta cât era normat de lege. Da? Numai că tot în răspunsurile Ministerului Sănătății, la o atâtea interpelare, mi-au spus că nu au nicio atribuțiune, că toate atribuțiunile v-am citit mai devreme. Da, sunt la Consiliul Județean. Ei tot ce pot face e să trimită un corp de control, să constate neregulile și apoi să le dea spre știință Consiliului Județean și acesta să pună lucrurile în ordine. Au făcut asta, Ministerul Sănătății, și Consiliul Județean a stat impasibil. De aia spun că cel puțin vinovat moral este Consiliul Județean. Pentru că domnul Arsene a politizat, inclusiv din seara tragediei, a făcut apel să nu politizăm noi și a politizat tot din seara tragediei. Ați văzut că domnul ăsta n-a avut nicio vină, domne? Vina o au numai alții. Dacă adică, domne, vina lui că nu s-a legat de lanțuri ca să se deschidă mai repede porcăria aia de spital la Lețcani, că altfel nu pot să-i spun, care a fost făcută pentru șpegi. Că asta e realitatea. Totul e neconform acolo. Ați văzut, apropo de cele două doamne care au construit un spital privat și care au venit, ați văzut ce au zis ieri? Că oxigenul de acolo nu e bun pentru ATI? Noi am publicat cele două postări. Da? Și... adică despre ce vorbim aici? Și vine ăsta și minte cu nerușinare non-stop că, domne, sunt 100 și nu știu câte paturi. Nu, sunt 18 paturi funcționale azi. Azi sunt 18 paturi funcționale de ATI și cu posibilitatea de extindere până la 24 sau 26, ceva de genul ăsta. 48 în cel mai bun caz dacă se investesc noi bani. Adică despre asta vorbim. Ori spitalul ăla trebuia dat în folosință în luna mai, anul trecut. Eu aici am o singură întrebare și una din păcate, doar retorică. Eu vă răspund la ea. Dacă ați putea, m-aș bucura, dar am presupunerea că va rămâne o întrebare retorică multă vreme. Stau și mă întreb unde sunt cele 21 de milioane de euro investite în sănătatea sau pentru sănătatea nemțenilor. Pentru că această tragedie ne dezvăluie că... Vă răspund eu. În achiziții făcute, de aia aș pleca doctorul Munteanu, la 2 ori sau de 3 ori prețul pieții. Acolo sunt banii. În utilaje, ne investim niciun leu în funcționarea spitalului, în întreținerea spitalului,
au luat 21 de milioane, au achiziționat rapid niște utilaje care nici nu sunt funcționale, o mare parte dintre ele, pentru că nu au cum să fie, și le-au luat la preț, uite, PCR-ul, un exemplu. E luat la preț dublu față de o firmă privată care a dotat un PCR mult mai complex și mult mai eficient la Roman. La preț dublu e luat de Spitalul Județean. Adică despre ce vorbim aici? Deci, domnul Bălănescu, concluzia e una singură. Când alegem oameni needucați, care nu au nici 7 ani de acasă și nici școala făcută la timp, acolo ajungem, domnul Bălănescu, la victime umane. Pentru că au tratat spitalul ca pe o vacă de mulți. Punct. Da. Arsene cu echipa lui, din Consiliul de Administrație și directorii spitalului. Eu aș vrea să schimb mai adaug 6 manageri, cât s-a schimbat el în 7 luni. Da, doi au fost... Doamna Marcoce a fost pusă de ministru. Ce vreau eu să completez? De ce a fost nevoie? Și asta este o problemă care trebuie să stea în atenția unui oricărui partid care va ajunge la guvernare. De ce a fost nevoie să vină DSP Vaslui să constate lucrurile de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț în condițiile în care aceste lucruri au fost relatate în ultimii 6 ani. De mass media. Eu nu spun de noi. Noi chiar am relatat mult. Au fost relatate. Aveam o instituție care putea interveni să, măcar să stopeze pe partea de act medical lucrurile astea. Se chema DSP. La DSP era un șef numit, cum se făcea la vremea aceea, și DSP-ul a acceptat să funcționeze o secție de pediatrie, copii, domnule, în șantier. Domnul Bălănescu, răspunsul e simplu. Politizare, domnule. Din cauza politizării sistemului de sănătate. Și aici e foarte clar pentru toată lumea că trebuiește urgent de politizat sistemul de sănătate. Nu poți, domnule, să pui numai politruși directori, politruși la DSP-uri și, da? Adică hai să vorbim corect. Ori PSD-ul a avut în ultimii ani, în ultimii 7 ani, tot. Și guvern, și parlament, și majoritate în parlament și și-a pus oamenii, da? Iar jupânul ăsta de la Consiliul Județean, asta a făcut. Cu asta s-a ocupat. El a numit tot, da? Că altfel nu mi-explic cum e de domnul Constantine acolo, de președinte al Consiliului de Administrație, cum a fost pus Micu sau alții de-a rândul, de-a Mucanu și alții, da? Toți sunt cu... Constantin nu-i consilierul lui? La Consiliul Județean? El este numit în Consiliul Mocanu de Administrație. Mocanu nu-i consilierul lui? Acum nu știu dacă e consilier. Da, e, vă spun eu. Da? Da. Ei, dacă în cazul domnului Mocanu, nu-i doctor, cred că nu numai dânsul lucrează în Consiliul Județean. După odată cu acceptarea funcției, cred că și o altă persoană din familie a ajuns în Consiliul Județean. Dar asta este o altă poveste care nu are... Domnul Bălănescu, eu sper ca instituțiile abilitate ale statului să-și facă datoria și nu numai vis-a-vis de tragedie, în special vis-a-vis de tragedie, dar și de achizițiile alea despre care vorbeam. Da? Și să scoată la iveală toți vinovații, pe toți vinovații, nu numai un medic. Iar medicii nu au nicio vină. Medicii trebuie să apreciați și asistentele și tot personalul medical, pentru că au fost în prima linie de 8-9 luni de zile și și-au făcut treaba așa cum au putut, pentru că asta e, dacă nu îi dotez cu tot ce trebuie, asta e situația. Da, situația oricum este neagră. Dar oricum, concluzia este că trebuiește urgent de politizat, trebuie să făcute reforme structurale a sistemului de sănătate, așa cum vom face după 6 decembrie și cu sistemul de educație și cu sistemul de sănătate, pentru că sunt priorități ale Partidului Național Liberal. Și eu, prioritatea mea, o temă pe care mi-o asum, este un spital nou la Piatra Neamț. Am să-mi continui ideea mai devreme, spunând că începând de luna trecută am formulat mai multe adrese pentru a reuși să obținem, pe de o parte, un teren care să se preteze pentru o astfel de investiție, și anume un teren compact care să fie
ușor accesibil de la un drum de circulație, să fie ușor deconectat la utilități publice, așa, și să fie un teren compact de minim 6 hectare, pe care să putem dezvolta o structură, pe care să o dezvoltăm treptat, pornind de la o unitate centrală cu niște secții modulare pe care ușor-ușor să le tot dezvoltăm. Am luat legătura cu Ministerul Fondurilor Europene, cu Ministerul Sănătății, pentru a vedea care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i facem, pe de o parte, pentru a reuși să atragem fonduri, pentru că este o cheltuială sau o investiție care trebuie să fie undeva la peste 50 de milioane de euro pentru a reuși să facem ceva, într-adevăr, cu un impact suficient de mare pentru municipiul Piatronean și să acoperim nevoile. Este un proiect extrem de ambițios pentru că pentru o asemenea investiție este nevoie de zeci de specialiști, oameni care au mai făcut așa ceva, care știu ce înseamnă structuri circuite, medicină modernă. Și care să gândească și pentru viitor. Absolut. Adică nu te apuci să faci un spital pentru ca să-i dai drumul doar așa, trebuie să te gândești la toată funcționarea lui. Exact. Și la cazuistica zonei și la multe alte lucruri. Și pentru că nu vreau să întârziem foarte mult acest proces, obținerea terenului, și așa căutăm toate variantele. Pe de o parte, am identificat câteva posibile terenuri pe care le-am solicitat unor proprietarilor, să zicem, și am avut discuții cu zeci de antreprenori și oameni de bine din comunitate, inclusiv pentru a merge pe varianta cedării unor terenuri și a reuși să strângem aceste bucăți într-o zonă compactă, accesibilă, după cum vă spuneam, criteriile mai devreme. Dar am identificat și cred că această nevoie a unui spital nu ține și nu va deservi doar comunitatea, doar locuitorii orașului Piatra Neamț. Motiv pentru care ieri am invitat toți primarii din zona metropolitană veritabilă a orașului, adică din tot ceea ce înseamnă arie funcțională urbană, nu doar în perspectiva unei întâlniri pentru o poză pe an și atât, cum s-a întâmplat până acum. Am chemat 20 de primari și au venit toți. De la Costișa până la Bicaz, de la Bălțătești până la Tazlău, Bârgăoani și așa mai departe. Toate aceste comunități, toate aceste OAT-uri fac parte din zona metropolitană Piatra Neamț, din area funcțională urbană, motiv pentru care am lansat trei teme prioritare. Pe de o parte, sănătate, pe de altă parte, educație, pe de altă parte, infrastructură. Sunt acele teme de la care pornește dezvoltarea comunității pe termen lung. Prin urmare, am avut o întâlnire care pe mine îmi dă o doză foarte mare de entuziasm și de optimism, pentru că am avut o abordare, deși au fost acolo primari de la cam toate partidele reprezentative, n-a fost o discuție politică, ci a fost exclusiv o temă care vizează o viziune comună, și anume să deservim într-adevăr temeinic întreaga comunitate de aici, cu un spital metropolitan, și am rugat fiecare OAT din zona limitrofă a orașului Piatra Neamț să identifice un potențial teren pentru asemenea investiție în perspectiva unui spital metropolitan de data aceasta, pentru că dacă nu reușim noi să găsim acest teren, măcar să-l găsim în zona imediată, fie că este vorba de Gârcina, Girov sau Dumbrava Roșie. Da, este un proces nu foarte ușor de făcut. Eu totuși rețin din tot ce a spus dumneavoastră că pe raza municipiului Piatra Neamț nu avem un teren de 6 hectare care să poată fi cuplat rapid la utilități și care să poată deservi o asemenea instituție, cum este un spital metropolitan. Deși, mă rog, terenul era. În Piatra Neamț nu sunt proprietăți ale municipiului mai mari de câteva sute de metri pătrați. Adică despre asta vorbim. Corect este, nu mai sunt proprietăți ale municipiului.
Deci corect, da. Așa este. Vreau să închidem subiectul ăsta. Nu, eu vreau să deschid un alt subiect. Cu spitalul, eu nu vreau să închid. Chiar, repet, vinovatul moral este Arsene. Și dacă țineți minte, când s-a apucat de investiția aia de la Lețcani, am ieșit public și am spus chiar la dumneavoastră aici că mai bine lua banii aia, 3,2 milioane de euro și moderniza spitalul județean. Ce au făcut? Au făcut pentru șpăgi spitalul de la Lețcani, iar domnul Arsene spune că guvernul, nu știu ce bețe în roate, păi domnul Consiliul Județean Neamț și Spitalul Județean Neamț n-a avut protocol până pe data de 13 semnat ca să preia bolnavii din Neamț la... Pe 13 s-a dus Micu și a semnat un protocol să preia și bolnavi din Neamț la Lețcani. Despre asta vorbim. Iar pe 14 a avut loc nenorocirea. Pentru că dacă lua banii aia și investea în Spitalul Județean Neamț, probabil că nu mai exista tragedia asta. O secție ATI modulară se putea în 8 luni de zile aduce. Adică despre asta vorbim. Bineînțeles. Despre asta vorbim când spun că e responsabil cel puțin moral. Bun, acolo cea mai mare problemă, dincolo de afize și asta, este faptul că s-a luat acea stație de oxigen care este sub normativ. Nu, sunt mult mai multe. Deci eu vă spun, asta este cea mai gravă. Degeaba ai 100 de paturi de ATI și puse acolo și cu aparat și cu ce, dacă tu nu poți să duci oxigenul, pentru că asta înseamnă în ATI. Toată lumea vorbește de paturi ATI și auzeam pe ăștia din PSD spunând, domne, de ce n-ați investit pe televiziunile naționale? Ce n-ați investit, domne, să luați 3.000 de paturi și cumpărăm și medicii pe care i-au alungat ei din țară? Că la ATI e o specializare. Avem 1000 și vreo 300 de medici ATI în România. Cumpărăm încă 2000 de medici de undeva? Că ei au alungat din țară medicii și asistenții de ATI. Guvernul face tot ce trebuie. Adică pregătește, dar nu poți să faci medici peste noapte de ATI. Adică, haideți să fim serioși. Degeaba cumperi paturi. Da, haideți adică, eu cred că vinovatul, asta e concluzia mea, părerea mea este că e cel puțin vinovat moral Arsene pentru tragedia de la Neamț. Da, după campania electorală să avem timp să discutăm lucrurile și într-un alt mod și într-un alt context. Până atunci vreau neapărat să-mi spuneți dacă v-ați dat sau nu demisia ca să nu mai aveți pensie specială. Domnul Bălănescu, demisiile astea nu rezolvă absolut nimic. Deci asta este un populism, un teatru ieftin, un circ oferit de două partide de data asta, care nu au soluții reale de guvernare. Pentru că uitați-vă pe programul PSD-ului, care este o utopie. E o utopie totală, da? Adică scădem taxe și impozite și mărim pensii, salarii și investiții. Asta e imposibil. Da? Din prima. Deci vin cu aceeași placă cu care a venit Dragnea în 2016, uitând să spună românilor că n-au făcut nimic din programul ăla, iar domnul Grindeanu, care e acum propunerea, am înțeles, pentru premier, e Grindeanu cu ordonanța 13, nu e altcineva. Spun că s-au reformat, că au luat doi medici buni, specialiști, Rafila și Cercel, și gata, domnule, ne-am reformat. Nu s-au reformat, domnule Bălănescu. Sunt aceiași oameni ai lui Dragnea, și Ciolacu, și Grindeanu, și Tudose, și toți. Toată șleahta lor. Da? De oameni care nu știu să conducă România, care nu au atras fonduri europene, pentru că nu au apetit, care erau gata să scoată România din parcursul euroatlantic, dacă țineți minte, da? Că despre asta e vorba. Oameni mai apropiați de Moscova, mai apropiați de... Despre asta e vorba. Ei s-au reformat într-un fel, adică nu mai este domnul Iordache în Parlament. Nu, e la Consiliul Legislativ. Este la Consiliul Legislativ și asta este o mare problemă. Haideți să vorbim pe șleau, pe subiectul ăsta. În 2019, Partidul Național Liberal, dacă țin eu bine minte, prin luna iulie, a venit cu o inițiativă legislativă de eliminare totală a pensiilor speciale pentru toate categoriile profesionale, mai puțin pentru militari. Da? Asta a trecut undeva prin luna martie
2020 de Parlament, de ambele camere, da? Și atunci avocatul poporului și în alta curte de casație și justiție, avocatul poporului controlat de PSD, a atacat la Curtea Constituțională controlată de PSD, că acolo numiți numai politruci ai PSD-ului, 6 din 9, da? Și Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională, da? Adică legea care abroga efectiv pensiile speciale, Curtea Constituțională, unde 7 din cei 9 judecători sunt beneficiari de pensii speciale, nesimțite, au declarat legea neconstituțională. Despre asta vorbim. Bun, Partidul Național Liberal nu s-a oprit aici. Prin liderul de la deputați și prin Florin Câțu, au făcut o nouă inițiativă legislativă, măcar dacă nu reușim să abrogăm toate legile speciale, toate pensiile speciale, să abrogăm pensiile parlamentarilor. Și inițiativa asta au făcut-o în luna mai 2020, în luna mai, rețineți, de abrogare a capitolului 11, articolul 49 din statutul senatorilor și deputaților. Da? Deci, practic, dacă care acele două capitole sunt abrogate, dispar pensiile parlamentarilor. Dacă atât ne referim la parlamentari. Da, pentru că asta măcar am încercat. Mai mult, am mai făcut o inițiativă când Curtea s-a pronunțat că e neconstituțională, de impozitare cu 85% a tuturor pensiilor speciale, tot ce depășește 7.000 de lei. Și a fost votată de Parlament, iar au atacat-o avocatul poporului la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională, în loc să se pronunțe, ca să dea, că dacă o declara neconstituțională, atunci guvernul putea da ordonanțe de urgență. Dar ca să nu-i mai permită guvernului să dea ordonanțe de urgență, a amânat-o până pe 18 decembrie sau 15 decembrie după alegeri. Da, adică despre asta vorbim. O curte constituțională total aservită PSD-ului, cu membrii de vază ai PSD-ului, cu Dorneanu, cu Ienache și cu toți ăștia. Da? De aia am și propus, una din prioritățile mele este reformarea Curții Constituționale. V-am spus la începutul campaniei că am trei priorități. Odată, reducerea costului pe forța de muncă, costului fiscal pe angajat, de la 40, 85, 41,5 la maxim 30%, pentru că avem cel mai ridicat cost fiscal pe. Haideți să explicăm mai simplu. La 2.000 de lei sau, mă rog, 3.000 de lei, plătești impozite angajat și angajator. Costul fiscal e un termen mai tehnic și nu se referă și la taxele și impozitele pe angajat, că la asta m-am referit, pe angajat. De ce am făcut? Dar costul fiscal e un raport, practic, între taxe și impozite și. Pe mine mă interesează să ajungă la oameni într-o variantă foarte simplă. Pentru că avem cel mai ridicat cost fiscal. Cel mai mare în toată cost, Uniunea Europeană. Da. Ori nu-i posibil așa ceva. Doi, reformarea Curții Constituționale și Avocatului Poporului. Și acolo am ideea de bază este ca membrii Curții Constituționale să fie selectați dintre oamenii, numai judecători, atenție, exclusiv judecători, cu minim 15 ani vechime și cu o conduită profesională ireproșabilă și să nu fi fost membri ai niciunui partid politic. Sau asta. Alte organizații. Da, sau alte ONG-uri. Și despre asta vorbim, nu? Adică, eu vreau să vă spun întâmplător ceva. Am făcut propunere. Până m-am săturat, domnul. Și toată lumea spune același lucru. Până când aceste instituții, care teoretic ar trebui să creeze echilibru în stat, nu sunt ocupate de profesioniști promovați prin rețele profesionale și corect, nu doi de PNL, doi de PSD, doi de nu știu care, președinte de nu știu ce grup. Nu se poate așa ceva. Și a treia inițiativă, da?
Practic, interzicerea traseismului politic, nu interzice, că nu poți să interzici, că ar fi neconstituțional, dar parlamentarii care, limitarea, să zicem, a traseismului politic, parlamentarii care în timpul mandatului își părăsesc formațiunea politică să pățească ca și primarii și ca și consilierii județeni, consilierii locali, să-și piardă mandatul. N-au decât să plece unde vor ei, dar să-și piardă mandatul. Da, în momentul acesta un primar care a candidat pe o listă, dacă el nu se mai duce la partid, ca să zic așa, și n-are nicio problemă dacă trece cu sufletul, cu fapta și, da, cu punga la alt partid. Bun, și aici cred că ar trebui intervenit și să facem ca și la consiliere, adică retragerea sprijinului să conducă și la retragerea mandatului. La primarie este o discuție mai amplă, pentru că sunt aleși uninominal. La parlamentari, deocamdată, fiind votați pe listă toți, atunci se poate face fix ca și la consilieri care și ei sunt votați pe listă. Asta m-am gândit. Da. Cât de greu este, domnul primar, să lucrez cu consilii, cu grupuri de consilieri multe și politice? Asta ca să ne aducem la temă, să zicem. Mulțumesc așa, suntem întrebare. În campanie. Am să vă zic un lucru, nu mă așteptam să fie ușor. Nici când m-am înscris în competiția internă în PNL pentru a fi desemnat candidat la primăria Piatra Neamț, nu mă așteptam să fie ușor. Nici când am fost desemnat candidat și acum că tot a trecut acel moment, am să vă zic, cred că a fost cea mai grea săptămână din viața mea, din punct de vedere al presiunii pe care am simțit-o. Deci înainte de a fi validat ca primar, ca și candidat al PNL la funcția de primar. Campania a fost pentru mine un master și doctorat în ritm accelerat, pentru că au fost foarte multe provocări și foarte multe experiențe prin care am trecut una după alta, de la mici trădări sau mari trădări, pe unele le știți și dumneavoastră, până la proiectele de construcție. Mica trădare a fost la Roman. Mica trădare a fost la Roman, dacă ține mica, nu mai țin mica. Da, nici pe aici a fost ceva uriaș, dacă stăm să ne gândim chiar și la numele implicate. Până la urmă, adevărata experiență a început din 28 septembrie. Și deși mă așteptam la o misiune grea, pentru că eram conștient că e un anumit tip de moștenire, sper că ați observat că nu am incriminat-o pe nicăieri, deși aș fi avut nenumărate motive să o fac. Cred că oamenii s-au săturat și aveam și acea reținere că dacă ies și acuz grea moștenire, îmi caut scuze pentru a nu face nimic. Prin urmare, exclud această abordare și m-am orientat direct pe soluții. Unele criticate, vă mărturisesc că fiecare pas, fiecare gest pe care îl fac naște o amplă dezbatere, ceea ce este foarte bine, pentru că așa creștem valoarea unei democrații. Nu trebuie ca toată lumea să fie de acord cu mine. Ce rugăminte am la toți cei care urmăresc și e foarte bine că fac asta, este să aibă și puțină înțelegere că nu putem face totul dintr-o dată. Sunt zilnic, primesc sute de mesaje, ceea ce mi-arată pe de o parte un val perfect îndreptățit de așteptare. Și 30 de ani nu s-a întâmplat nimic. Și de interes. Da. 30 de ani nu s-a întâmplat nimic și dintr-o dată oamenii le vor pe toate. Eu înțeleg nerăbdarea asta, dar efectiv nu avem cum dintr-o dată să se vadă niște schimbări majore. Punctual se pot vedea. Întâlnirea de ieri pe zona metropolitană în care nu am pus doar așa niște nume și niște oameni care să apară într-o poză, ci am discutat punctual despre principii, despre unde vrem să fim peste 10 ani, ce trebuie să facem până acolo, începând de astăzi,
cum putem accelera ritmul dezvoltării, făcând lucruri împreună și, de exemplu, pornind să ne setăm pentru anul următor următorul obiectiv. Să ajungem cu utilități pe fiecare stradă, cu utilități și cu asfalt pe fiecare stradă, în toată zona metropolitană. Asta trebuie să fie ținta pentru următorii 2 ani, pentru toate OAT-urile din zona metropolitană. Eu, pentru anul viitor, pentru municipiul Piatra Neamț, îmi asum că vom avea tot cei 7 km de drum încă neasfaltat și fără utilități, aduse la un minim de confort necesar pentru secolul în care trăim. Apă, energie electrică și gaz. Și asfalt. Am înțeles, dar suntem într-o emisiune de campanie electorală pentru parlamentare și pe final îl rog pe domnul... Dați-mi voie să, înainte să mă rugați, să închid întrebarea precedentă. Închideți-o. Cu demisia. Deci, în primul rând, demisiile astea nu rezolvă nimic, pentru că în statutul senatorilor și deputaților este prevăzut un articol, tot la capitolul 11, că se scade din mandat, indiferent dacă ai un singur mandat, da? Se scade perioada în care nu ai mai făcut parte și se calculează numai perioada în care ai făcut parte din Parlament. Adică nu există niciun efect. Asta se calculează în momentul când ești la pensie. Da, în momentul în care ești la pensie. Doi, atenție cu demisia, pentru că eu sunt un adversar declarat al pensiilor speciale și eu sunt convins că corect este să nu avem cetățeni de două tipuri, da? Unii mai egali decât alții, și principiul corect este de contributivitate. Pentru că am auzit multe povești, domne, dar ăia la Parlamentul European, aia contribuie, domnul Gulănescu. Aia contribuie pentru 1.500 de euro pe lună în primul mandat, contribuie cu 3.000 de euro pe lună la Parlamentul European. În Germania, de exemplu, nu există pensii pentru demnitari. Nu există. Mergi la pensii, la fond de pensii private, se plătește contribuție. Da? Ăsta e criteriul Partidului Național Liberal. Contributivitate, punct. Deci, fără eliminarea capitolului 11 din statutul senatorilor și deputaților, nu se va rezolva absolut nimic vis-a-vis de pensiile strict ale parlamentarilor. Deci, tot jocul ăsta de demisiune este un populism ieftin de campanie electorală și nu are niciun efect. Despre asta vorbim. Am înțeles. Acum să trecem la un lucru serios de campanie electorală. Domnul Carabelea spunea așa, eu vreau ca peste un an să am cu tare, cu tare lucru făcut. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce vreți dumneavoastră să se întâmple în România, pentru binele românilor, în următorii, după 4 ani? Păi, și în cei 4 ani? În primul rând o să vă spun și imediat ce vreau să întâmple, dar și ce s-a întâmplat în România în ultimul an de zile, pentru că e important ca lumea să știe, pentru că m-am săturat eu de... Domnul Bălănescu, n-am văzut o campanie mai execrabilă ca asta în viața mea. Uitați-vă, cei de la PSD mint de dimineață până seara, da? Mint de dimineața până seara, mint. Mint, 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 mint. Asta, cu asta se ocupă. Soluții ioc. Program de guvernare, o fantezie, o utopie. Da? Și atunci au găsit asta cu diversiunea asta cu pensiile speciale ca să schimbe ce? Faptul că am lansat programul de guvernare al Partidului Național Liberal. Un program elaborat de 472 de oameni, printre care colegi, și eu, comisiile partidului, eu sunt în Comisia Economică a Partidului Național Liberal, dar nu numai. Mediul universitar, mediul academic, patronate, sindicate, toți au participat la acest program. Iar acest program este în concordanță cu Planul Național de Investiții, care înseamnă investiții de peste 100 de miliarde de euro, elaborat în iulie 2020 de Guvernul României în colaborare cu specialiști tot așa din mediul academic, din mediul universitar, de la președinția României, da? În colaborare cu
programul președintelui Klaus Iohannis România Normală. Acum, ce am făcut, am dat în cifre și la începutul campaniei, să știe. Da? Dar ce vrem să facem? Păi vă spun așa, câteva date rapide. Investim 6% în sistemul de sănătate și îl depolitizăm. Asta înseamnă 7,2 miliarde de euro în cifre reale. Nu știu cât costă depolitizarea, dar investiția. Construim 3 spitale regionale care deja au semnate contractele de finanțare Iași, Cluj, Craiova și 10 unități sanitare noi și extindem pe cele existente. Da? Modernizăm 25 de spitale județene și 110 spitale orășenești. Finalizăm 970 de kilometri de autostrăzi, drumuri expres, centuri ocolitoare în următorii 4 ani. Aducem gazul românesc din Marea Neagră în casele românilor și aici am investit deja 1 miliard de euro din fonduri europene pentru interconectarea românilor gratis la rețelele de gaz. Deja e programul care licitația are loc pe 17 decembrie. Investim 9 miliarde în rețelele de distribuție a gazelor. Peste 8 miliarde în rețele de apă și canalizare. Granturi de 10 miliarde de euro pentru susținerea afacerilor. 30 de miliarde de lei garanții de stat pentru credite în fondul de contragarantare și garantarea creditelor. Premiem bunii platnici prin amânarea ratelor, bonificații fiscale eșaronări la plată, 1,5 miliarde de euro pentru repornirea industriilor creative, aici mă refer inclusiv la Horeca și turism. Construim și reabilităm 2500 de creșe și grădinițe și școli, accelerăm digitalizarea României, salariu mediu net 1000 de euro pe lună în 2024, accelerăm creșterea economică la 6% în 2024. Peste 560.000 de noi locuri de muncă mai bine plătite, pentru că deja cei care ne cântau prohodul și ne-au pus piedici non-stop în Parlament și în special la PSD, mă refer, care au votat numai și numai împotriva oricăror măsuri, inclusiv cele economice, au sperat să ne rupem gâtul, că asta e realitatea. Ei, uite că guvernul PNL nu și-a rupt niciun gât, iar la luna a 10-a, și PNL-ul a fost singurul care și-a asumat guvernarea, în cea mai grea perioadă de după al doilea război mondial prin care a trecut România, să fim sinceri, da? Criză pandemică urmată de, și care a generat criză economică, da? Despre asta vorbim. E, uite că avem mai mulți angajați cu 15.150 decât aveau ei anul trecut, când era creștere economică și când nu era pandemie, la luna a noua, da? Majorarea punctului de pensie eșalonat, evident, cu 46% până în 2024 față de 2019. Creștem la 4,75% contribuția la pilonul 2 de pensii, 3 miliarde de euro în servicii sociale pentru persoane vulnerabile și pot continua investiții de 6,5 miliarde de euro pentru irigații, 21,6 miliarde de euro pentru fermieri și plăți directe. Investim 26 de miliarde de lei în energie verde, 650 de milioane de euro pentru cea mai mare campanie de împădurire a României. Astea ar fi date sintetice. Da. Noi ne bazăm pe absorpția celor peste 80 de miliarde de euro negociate de președintele Klaus Iohannis cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, negociate în Consiliul European și, evident, pe planul național de investiții, care înseamnă inclusiv construcția de autostrăzi și începerea construcției, deja a început primii 24 de kilometri, se vor finaliza până la sfârșitul acestui an din autostrada Moldovei și vorba de centura ocolitoare de la Bacău. Și evident va începe în 2021
ori la jumatea anului, ori la sfârșitul anului, și autostrada A8 Iași-Târgu Mureș, care are termen de finalizare în 2026. Adică despre asta vorbim, despre dezvoltare și despre, implicit, despre creșterea nivelului de trai al fiecărui cetățean, despre, pentru că numai prin dezvoltare poți să crești nivelul de trai. Și astfel cetățenii își vor căpăta un grad de libertate economică mai mare și implicit un grad de libertate de gândire și de libertate de exprimare. Pe finalul emisiunii, domnul Caravera, unde vă regăsiți în ce spunea domnul senator? Să vă spun unde mă regăsesc și nu doar în ce spune domnul senator. Și încercăm să finalizăm în două minute. Acum câteva minute, în precedenta adresare pe care ați formulat-o la adresa mea, ați spus că am vorbit despre chestii administrative într-o emisiune electorală și nu am pomenit deloc despre electoral. Nu, am vrut să spun că e bine că ați vorbit. Da, nu m-am simțit sancționat, dar deci, acum mi-am dat și eu seama că totuși trebuie să vin și cu un mesaj. Mai ales că simt cumva și din partea colegilor din partid că n-am dat totul pentru campania electorală. Însă vă spun că și asta consider la modul cel mai sincer. Cred că rezultatul electoral, rezultatul votului din 6 decembrie va fi ajutat mult mai mult de implicarea mea administrativă și de dedicarea pentru cauza aceasta. Pentru că dacă oamenii vor vedea această dedicare și vor simți că se întâmplă ceva, de asta am și încercat să accelerez totul și să mișc rotițele mult mai repede. Dar zilnic mă aud cu colegii, jumătate de oră, o oră pe zi, din cele 14-15 de muncă, pentru a reuși să aflu care este statusul, unde se mișcă lucrurile, ce este făcut, cine face. Încerc să țin și acest ritm. Pentru că am și această misiune, dincolo de cea administrativă, faptul că sunt primarul municipiului Piatra Neamț, sunt președintele interimar al organizației PNL. Deci am și această datorie. Și acum vin cu un mesaj public, pentru că sunt foarte multe argumente în spatele acestui mesaj. Pe de o parte, proiectele pentru noua Piatra și proiectele de dezvoltare pentru Piatra Neamț trebuie susținute din Parlamentul României și trebuie intens susținute și de la Guvernul României. De aceea spun răspicat că un vot pentru Piatra Neamț este de fapt un vot pentru PNL. Pentru că în momentul în care voi avea nevoie de sprijin parlamentar și de la Guvernul României, voi putea merge alături de colegii mei la București să spunem: Piatra Neamț are nevoie de asta pentru aceste proiecte. Deci cumva votul din 6 decembrie este unul despre Piatra Neamț, despre proiectele de dezvoltare ale orașului, și un vot pentru Piatra Neamț este un vot pentru PNL. Eu am nevoie de acest lucru și dincolo de faptul că poate foarte mulți vor zice că nu este vorba despre politică și nu este vorba despre voturi, că ne place, că nu ne place. Este mai mult despre politică și despre voturi. Tot ce ne înconjoară are legătura cu politica. Ce se întâmplă în jurul nostru este influențat din spectrul politic. Prin urmare, rog pe toți pietrenii să înțeleagă acest mesaj și această nevoie că orașul nostru se poate dezvolta într-un ritm mai accelerat dacă vom avea un sprijin din partea Guvernului României, despre care suntem cu toții conștienți că va fi unul, va fi premier Ludovic Orban. Trebuie să ne fie tuturor clar acest lucru. Prin urmare, fac acest apel: oameni buni, ieșiți la vot. O prezență bună va ajuta Piatra Neamțul, pentru că este vorba despre vocea noastră, este vorba despre vocea pietrenilor. Și eu am în continuare acea mâhnire a prezenței reduse la vot din data de 27 septembrie. Din păcate, nu mai putem continua. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept și la alte emisiuni în perioada aceasta. Vă doresc sănătate în primul rând și succes, cum le doresc tuturor celor care vin aici. Ne oprim aici, oameni buni, și ne revedem mâine dimineață la altă cafea.
să sperăm că la fel de consistentă.